Proiectul legislativ a fost depus în luna martie la Parlament de către mai mulți deputați și senatori, printre care Gabriel Oprea, Corneliu Dobrițoiu și Radu Stroie. În forma depusă de Parlament, proiectul prevede că pensiile militare sau revizuite, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie anului 2010, să fie plătite totuși în cuantumul cuvenit pentru acea lună. Actul normativ stabilește că plata în acest cuantum va fi efectuată începând cu luna următoare, cele în care intră în vigoare această lege. Pe agenda guvernamentală există acest proiect de hotărâre de guvern, prin care se revine dacă s-au tăiat pensiile și sunt mai mici de decembrie 2010, se revine la acest quantum. Problema este deja discutată și trebuie doar aprobată de Guvernul României. Surse oficiale au declarat însă astăzi agenției Mediafax că guvernul a avizat favorabil acest proiect legislativ, dar cu condiția ca legea să fie aplicată din ianuarie 2014. Decizia a fost luată după ce premierul Victor Ponta a declarat luni că guvernul nu are în acest moment resurse pentru a acoperi suma de 8 milioane de lei lunar, reprezentând pierderea ale militarilor la calcularea pensiilor, iar arătând că această sumă ar putea fi găsită eventual din ajustări în bugetele de pensii ale ministerului. El afirmase anterior că așteaptă de la ministrul de finanțe, Daniel Chițoiu, o soluție în privința banilor pentru pensiile militarilor.